Bună ziua, domnul președinte! Vă trăiască viața la toți și privitorilor! Doamne ajută! Ce făcurăm? Iar am dat cu copita în dorința cu lapte? Măi, nene, când ai niște nulități care conduc fotbalul, n-ai cum să ai rezultate. Acum ce joacă nulitățile care conduc? Toți jucătorii joacă, ne-amintic. Bineînțeles, lasă-mă să termin. Băi, fii atent aici. Spre deosebire de voi de acolo, din studio, eu, Mitică Dragomir, unul din... Deci, am făcut de așa natură încât unul din cei care au stat în tribună în Ungaria a înregistrat tot ce se vorbește și în tribună, ce s-a stricat de către Stoichiță. Iată, e caz unic, reține ce spun. Și singurul care avea dreptate de ce se vorbea acolo era numai Stoichiță, iar ăla care a strigat și toate strigăturile lui Stoichiță le-am până la două noaptea le-am în paralel cu am pus meciul, n-a greșit odată. Iar trebuia să mai strige, să nu facă schimbările pe care le-a făcut. Eu am ținut cu Edi foarte mult. Numai că aseară cineva, dacă a făcut el, înseamnă că a greșit enorm. Dacă l-a influențat cineva, mai rău este. Dom'le, nu poți să-l scoți pe Ali Bek și să joci fără înaintași de valoare și după aia l-a scos și pe celălalt care jucase foarte bine, doi înaintași de valoare, și să aduci în loc numai jucători lenți. Că târziu l-a băgat ăsta de la Steaua, mijlocașul, plus italianul ăsta care mi-a dat goluri. Fii atent aici. Nu, schimbările și echipa au fost făcute prost. Echipa făcută prost la început. Nu poți să joci cu toată echipa lentă. Nu poți să joci cu... să-l ai pe Sorescu, jucător de viteză, de bandă, care face banda. Și să joci cu... Melcu Dărațiu. Cu Raciu. Deci nu poți, reține ce spune, este imposibil. Nu poți să-l scoți pe Ali Bek la 0-0 când n-ai alt vârf de atac de ăsta. Nu poți să-l scoți pe ăsta lui Șumudică, pe Drăguș. Pe Drăguș. Lași, dom'le, până că jucase bine. Era și bine antrenat, se mișca bine. Și nu poți să joci pe Rolaru, băi, frate, că e singurul care are viteză. Restul nu-i mai morți, nu mai jucători lenți, înțelegi? Păi da, dar din ce spuneți dumneavoastră, e eșecul lui Edi. Ce să mai? Dom'le, eu l-am tot lăudat pe Edi, dar ieri convingerea mea este că el a greșit prima dată când a făcut echipa, iar a doua oară când a făcut schimbările. Asta un aspect. Nu poți să joci numai cu jucători cu viteza întâia și a doua. Reține ce vă spun. Nu poți juca numai cu jucători cu viteza întâia și a doua. Mihăilă trebuia să joace și cum să nu joci cu Coman, mă, că a jucat un meci prost la echipa națională. Lasă-l, băi, frate, că e jucător de viteză. Cu ăștia trebuia să fie cel puțin 6 jucători de viteză în echipă. La noi am avut 9 jucători cu viteza întâia și a doua în prima repriză. Singurul care a luat atitudine, să zic așa, prin strigătele lui din tribună a fost Stoichiță. Odată, dacă sunteți interesați, o să vă dau înregistrarea din tribuna. Dar cine e turnătorul care l-a înregistrat? Păi, unul de meserie. Horia, eu încă am acces la informații, tot ce se întâmplă în ligă, tot ce se întâmplă în federație, nu că știu cu lux de amănunte. Gata, știu cine l-a înregistrat. Schweitzer. La gata, m-am prins. Hai, v-am dat Shahmat. Shahmat v-am dat acum. Nu. Ba da, Schweitzer. Și dacă ar fi Schweitzer, nu l-ați spune în viața mea. Știu, dar gata, v-am dat Shahmat.
facem, domne, cu obsesia asta, cu Răzvan Marin? Că văd că fiecare selecționer are o obsesie. Ce facem cu Răzvan Marin la mijloc? Domne, Răzvan Marin e și de neînțeles. Ascultați-mă ce vă spun. Joacă lângă el cu jucători la fel de lenți ca el. Să înțelegeți acest lucru. Trebuie schimbat total ideea de joc a echipei naționale. Dar joacă, domne, cu Olaru în locul lui Răzvan Marin, neamitică. Care e problema? Nu în locul, neapărat în locul lui Răzvan Marin, dar Olaru trebuie să joace titular. Bă, păi Olaru. Atunci cui? În locul lui Screciu? Că ăștia doi sunt, bă, Marin cu Screciu. Băi, Olaru, Coman, Alibec, ăstălalt, Șumudică, Drăguș, ăla Sorescu, fundaș drept. Bă, ăștia trebuie să nu lipsească, ăștia jucători de viteză, bă. Pasea ne trebuie nouă. Cu ce îi depășim? Cu viteza întâia și a mie mi se părea că dacă jucăm până dimineață nu le dăm gol. A, categoric. Băi, categoric, băi. Nu puteam juca. Noi jucam numai lateral. Da. Păi băi, e posibil fundașul drept n-a dat nicio centrare. Da, da. E, ce? Acolo ar fi trebuit să joci. Cu Sorescu. Cu Sorescu. Fundașul drept mijloca ce aripă. Cu Sorescu, adică. Da, cu Sorescu, categoric. Și Bancu, Modest, și Bancu, Praf și Bancu. Nici o centrare n-a dat nimeni. Dom'le, dacă luați în ansamblu, și eu am crezut, dar după aia m-am uitat la meci până la două noapte. Dom'le, Bancu a încercat, a intrat în combinație. Nu, a încercat, dar nu vezi centrările alea în gura porții, nu vezi mingile pe care să scrie pericol. Astea fac aripile în fotbalul modern. Da, îți aruncă mingile în gura porții acolo. De acord, numai că Drăguș juca numai în tușe, nu intra ca și cu în interior să-i creeze spațiu lui Bancu. Bancu, dacă nu-i creeze spațiu pe margine, nu intră mijlocașul, nu intră în interior să-i facă spațiu, nu poate juca, mă, fratele meu, bine. Da, mă uitam și la Drăguș, a jucat bine. Eu nu înțeleg, neamitică, te-a pus și bocești la interviuri după meci. S-a dus la interviuri, avea lacrimi în ochi, domne, că n-am jucat, că rezultat... Domnilor, să știți de la mine, nu sunt de jurată... Vorbiți în telefon, neamitică, că nu vă auzim. Tati, da. Ascultă-mă ce spun. Nu pot să-l acuz pe unul care suferă. Haide, neamitică, că ne-am săturat de atâtea batiste ude pe la echipa națională, pe cuvântul meu de onoare. Dragul meu. Mai vreau atâta... și bărbați să ne calificăm și știți ceva? Ieri belarusul trebuie... Ascultați-mă ce vă spun, dacă ați fost conducător. Pe sus, bă, tată, trebuia să iei pe belarus ieri. 3-0, bă, 3-0 pe bătaie trebuia să le dai. Nu pe fotbal. Până au fost 3 pauturi ca lumea, mă. Neamitică, intrai cu ei în poartă, 3-0 le dădeai. Că dacă noi ne băteam ieri, eram calificați la Euro, atâta vă spun. Eram calificați. Așa, bă, luai la bătaie și intrai ca bărbații. Dar ce bărbați? Știi ce înseamnă bărbați? Bă, te luptai, îi băteai cu ghilimele de rigoare, intrai cu ei în poartă și până când nu intra mingea din poartă, nu pleca ieri de la Budapesta. Da, așa e, tati. Da. Păi de-aia vă zic cu batistuțele astea, aude. Bine, mă, n-ai jucat bine. Mai ai 3 meciuri, că nu s-a terminat calificarea. Ce atâtea lacrimi, zici că suntem... Era să zic o prostie acum, ce naibii. Naționala batistelor rude. Da? Asta e nou supratitlu, da, care îl dau. Naționala batistelor rude, domnul Dragomir. Da. Ziceți-mi dacă greșesc cu ceva. Nu. N-ai voie meciul de ieri să-l pierzi. Cu firul de iarbă, cu arbitrii, cu ce vrei tu. Ieri dacă câștigam, eram la Euro, neamitică, credeți-mă. Bine. Ce bine? Hai că m-a oprit poliția. Vorbi serios? Da. Pe ce, îi oprește și pe pietoni? Dați-mi la telefon agentul. Nu pot să-ți dau agentul la telefon, că se supără. Bună ziua. Suntem în direct, spuneți-i, domne, că suntem în direct, că se uită la emisiune. Hai, băi, că lasă-mă, îi deranjez pe domnii polițiști. Păi spuneți, domne, că sunteți în direct la Fanatic. De ce râdeți? Spune, ia întrebați, se uită la Fanatic?